După cum vedeți, cât de cât sunt obișnuite găinile, dar să mai ciugule de când în când. Cred că s-or obișnui ele cu timpul. Încă le mai las cotețul ăla, că să mai ascund și ele. Uite, încă le mai ciugule, firea să fie. Dar trebuie să obișnuiască. Le mai las câteva zile așa și vedem ce fac. Oricum, mai stăm pe aici pe lângă ele și vedem cum se comportă. Aici facem un țarc pentru un câine. Buddy se cheamă, auzi. Așa, facem un țarc pentru câine mare aici. Un cățeluș. Babe, un cățeluș, cum vrei să-i zici tu, Buddy? E bine. Ce e la vine? Așa, și fac aici cu Marius, că Marius și-a luat câine și vrea să îl țin aici, în cușca asta, în țarcul ăsta. Da, bine, e al tău, Alex, hai. Așa, am pus și niște chestii în astea contra, ca să nu se strâmbe stâlpii. La tensiunea plasei se poate strâmba, așa că i-am pus și niște fiare așa contra. Bagă mare, Marius. Muștilor! A, stai că le-ai legat doar pe ăla separat. Mă uitam, zi, mă, cine e? Nu le-ai legat pe ăla? N-am domnul de dat. Așa, aici i-am pus. Contra și aici la fel. Aici o să vină portiță. Aici o să vină o poartă. Avem plasa acolo. Na. O să fie fain. O să iasă un țarc frumos. Noi am pus la fiecare stâlp, că trebuie. Am pus și noi ce avem pe aici. Acum i-am pus niște dăste, niște bețe de lemn, că nu avem materiale, cine știe ce. Dar o să iasă un țarc frumos. E neprevăzut cățelul. Chiar că e neprevăzut, l-ai luat așa. Ăsta-l facem așa, la fugă. Am văzut aseară și l-am luat azi de mine. Așa, îi legăm și aici, da, dă-i așa o ochiată. Un ochi. Un ochiet. Spune eu că e altceva cu parii ăștia, așa că nu să... Nu se strâmbă, știi? Ia uite ce s-a întâmplat la cotez. Dacă nu i-am pus contra din aia, de fapt i-am pus, am avut contra, dar... A, nu, n-am avut-o, am pus-o după eu. Dar n-am mai rezolvat nimic. Nu i-am pus contra și s-a strâmbat stâlpul. Și deși e mai gros, e gros, uite cât de gros e față de ăștia. Deci ăștia, dacă nu-i puneai, sigur, s-a strâmbat la primul vânt. Pentru că bate vântul tare și uite, cu ăsta... Ha? Iarba după aia. Da, după aia iarba o să o dăm la găini. Mă dau în jos, eu am văzut că merge. N-am putut să mă dau acum. Da. Bine, acum ne-am doar așa, doar că știi? N-ajun. Atât. Nu mai lega. Nu mă, după stai și în jos. Că trebuie să iau colțul prima oară. E. Stai și. Aici, tu acolo. Ai vezi, nu? Tragi de ea? Asta aici n-ai cum, vezi cum...
trebuie să pui și aici contra. Nu, că l-am dus în ăsta mai aproape. E, dar trebuie contra. După aia pune-le. Trebuie să deja să piegă, să îndoaie. Eu cred că mai trebuie să iau doi stâlpi și aici. E, da, trebuie și acolo la pe rău. Babe, după aia o să-i pui. Nu e problemă, știi? Trebuie să cauți neapărat un bar să-l pui și acolo. De unde îl duci? Că par nicio, că se face contra la amândouă. Trage unul în alt, înțelegi? Da, da. Așa. Nu băga degetul. Păi, trebuie să o luăm ușor. Eu iau așa. Aici mă duc pe mine. Da? Îl lăsăm așa. Hai că nu stâmba. Că se întinde mai bine aici? Că tu dacă legai de acolo, după aia nu ți se întinde așa. Uite ce frumos se întinde. După aia legi acolo. Sus, sus, sus. Asta e întărișul, întărișul, după... Pe trei întărișul ăsta aici a pus. Pe altfel se piegă. Ne întărim noi după aia. Măcar să avem, să putem să nu lăsăm... Da. Să-l lăsăm pe omul ăla. Mi-a place cum... Dacă-l pun pe un... Dar te bumba să faci un lucru. Pentru mine, așa. Îmi place să mă țin de cuvânt. Uh-huh. Înțelegi? Așa, hai și la mijloc. Da. Dar neapărat trebuie pus un veste, deja începe. Și la ăsta cred că trebuie pus. La ăsta nu, dar ăla pe colț. Că ăsta n-ai treabă cu el. Ăsta doar să-ți țină plasa, să nu se ducă... N-ai nicio treabă. Doar să-ți țină să nu facă burtă plasa, știi? Pentru asta e mai mult. Acolo, la mijloc. Am și eu unul nou acasă, dar nu știu ce ăla, că l-a plouat odată și s-a ruginit. Dar nu l-am folosit. Nu l-am folosit. Că mereu m-am numit. A, da, tu știi cum era la început? La început nu puteai să-l deschizi deloc. L-am băgat în benzină, s-a curățat. L-am lăsat vreo câteva zile în benzină, s-a curățat de rugină. Și după aia l-am băgat, i-am pus un pic de ulei, dar văd că s-a uscat.
S-a dus uleiul. Fie că l-am și folosit. L-am folosit tot timpul. Tocmai la până acolo. Băi, ia-mă, uite așa. Mi-am prins degetele și mi-e frică. Ce la bine acolo. Stai așa, că acum să... Stai așa să mai să întindem mai întâi. Atunci... A, așa. Că dacă nu, nu putem să facem pe ea. Uite așa. Hai că stai așa. Asta poate îmi leg de casă. Uite așa. Ce începe. Asta s-a dus în jos. Hai, arăpe și doarme. S-a obosit aici, copiii aleargă. Uite că s-a față. Unde față? Așa. A, vei să-l dai așa, doar că... Doar trebuie să-l tai după aia. După aia îl tai aici. De ce acolo? Pe și poarta? Pe și nimic, dacă fac poarta azi, reușesc să fac poarta azi. A, o face, îl pui doar ca să închizi, după aia așa. Și după aia porțiunea care îi rămâne aici și-au pun la poartă. Mm-hmm. Înțelegi? Da. E, dar trebuie să-i faci o, asta, un acces. Că după aia cum intri tu la el? Că până îi faci poartă, durează, nu? Ce ți-i fac eu poartă provizorie acum? Aici, aici. A, păi, aici, aici. Chiar, păi, așa. Păi, dar pe șubad îl pun aici, direct, fără poartă? Îi las plasă și pun zârmă la vlasă. Dar pe trebuie să o tai. Dar pe trebuie să o tai. Să stea mai dreaptă. Pe trebuie să o tai în plus ca să-i faci. Pe trebuie să-i o tai ca să-i faci poartă. Tata. Oh. Meseria șurubește. Bă. N-am trebuit să mică. Hai să un pic aici ca să intre în pământ. Stai aici un pic. Că nu se duce în pământ, vezi? Dai un ochet. Stai și asta aici. Sau aici. Stai acolo. Nu am așa. Acum să duce în pământ. Stai. Navi, vezi, Mati? La! E cu coadă, sunt pe tu camera, mă. Camera, gol. Am văzut ceva în partea aia și am uite aici o portă provizorie. Vedem acum. Ce facem? Tăiem la măsură să vedem cât... Stai așa. Stai așa un pic mai mare. Stai și ce mai vrei să ieși? Ieși. Îmi dai și mie ceva de mâncare dacă stau mult. Da, lasă și pe Buddy. Ți dăm mă și pe Buddy, dar Buddy răduce mască, nu? Buddy răduce mască, nu? Cu nave. A, nu știu. A, pui patul ăsta, da, da. Ca parță? Da, vezi, e exact. Eu, nice. Mamă, să-mi bag picioare, zici că e de aici. Nu, eu. Buddy, Navi, fermă-ți. Auci. E, capito, ma questo non è tuo, dopo sei distrutto e dobbiamo pagare, non capito? Ah, ok. Sì. Ouch. Ma che avevo fatto? Ah, non vedo niente, non vedo l'inquadratura. Non sei tu il cameraman principale, tu sei l'assistente del camera. Ah, dai, faccio un... da. Ma questa sì. Oh, mi fa venire... Ah! No, fermati! No! Fermati! Ah, mi ha fatto male la mano! Dada! Fermati! Grazie!
Ce? De o legătură la asta? E cu fatul. A. Așa că am terminat sarcul la câine. Ia uite-l cât e de mare. E destul de mare pentru un câine mic. Chiar e, i-am făcut și aici o poartă improvizată așa din scânduri. Pentru mine și Buddy. Momentan asta e provizoriu, după aia o să-i pună o poartă mai bună. Pentru adică o poartă cum trebuie. Asta o să fie un pic, o să fie provizoriu până sistemăm mai bine, că o să vină sistema mai bine. Da, e destul de mare, a? Uite cât e de mare. Are destul spațiu să joace aici. Bineînțeles că după aia când venim aici la grădină o să-i mai dai drum, o să... Ia uite și pe la vine, uite, face treabă și ea acolo. Și Alex face treabă, ia uite. Acum de ce te acoperi la cameră? Că și așa te-ai văzut. Nu e adevărat. Voi ce spuneți? Cum a ieșit țarcul? Că e prea mic. Lăsați-vă părerile acolo în secțiunea de comentarii și spuneți-mi cum a ieșit țarcul. E prea mică pentru Buddy. Hai mă că îi ajunge, mă. Stai să crească. Cam asta este tot, oameni buni. Lăsați și voi un like, dați o distribuire să vadă prietenii voștri și bineînțeles, nu uitați să vă abonați la acest canal dacă încă nu ați făcut-o. Apăsați și clopoțelul să fiți notificați de fiecare dată când postez un nou clip. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să ne vedem cu bine până data viitoare. Pa, pa, oameni buni!